Dragi copii, astăzi vom face o barză cu picioare lungi. Pentru aceasta vom avea nevoie de acest șablon care are corpul berzei, capul, aripioarele, de o fâșie de carton ca să fie gâtul berzei, de o foarfecă, desigur, o sfoară, doi ochișori mobili, autoadeziv sau simpli, și de un alt șablon unde vom avea picioarele, ciocul, genunchii. Apoi, pe lângă aceasta, vom avea nevoie și de un lipici solid, iar dacă ochișorii sunt simpli și nu autoadeziv, vom avea nevoie și de silipici. Dacă sunt autoadeziv, nu vom avea nevoie de acest lipici. Pentru început, vom decupa șabloanele, atât cele de pe cartonul alb, cât și cele de pe cartonul roșu. Așa, după cum bine ați observat, am decupat toate membrele berzei. Corpul, capul, aripioarele, gâtul era deja decupat, genunchii, ciocul și picioarele. Fiecare picior este din două bucăți. Acum, după ce avem șabloanele toate decupate, vom lua corpul berzei și aripioarele și cu ajutorul lipiciului solid le vom lipi de corpul berzei. Vom face cu lipici în partea aceasta. Și vom lipi o aripioară așa și una un pic mai jos așa. Apoi vom lua capul berzei, ciocul și vom lipi ciocul, dar nu în acest capăt. Acest capăt îl vom lăsa în partea stângă, ca și cum ar fi parte din penele berzei, ci vom lipi în partea aceasta și vom lipi apoi și ochișorii. Deci vom lipi ciocul, vom face pe partea aceasta cu lipici, capătul. Așa. Și cu silipici vom lipi ochișorii. După ce am lipit ciocul și ochișorii, vedeți? Punem deoparte. Luăm gâtul și îl îndoim ca și un acordeon. După ce am îndoit gâtul în stil acordeon, unul dintre capetele acestui gât îl vom lipi de cap și celălalt de trupul berzei cu lipiciul solid. După ce am lipit, prima parte a berzei trebuie să arate așa, îl vom pune deoparte și vom lua picioarele. Și atât prima parte a fiecărui picior, cât și cea de-a doua, o vom face tot așa ca și gâtul, stil acordeon, și vom începe îndoitura de la baza lăbii, piciorul de aici. Așa. Vedeți? Așa vom face. După ce am îndoit ambele părți
ale picioarelor. Vezi? Luăm una din părți și o lipim de cea care are și o labă. Cu lipici solid, desigur. Și la fel și cu celălalt. După ce am lipit cele două părți la fiecare picior, vom lua cerculețele roșii, care sunt genunchiurile, și acolo unde am lipit, mai punem lipici și punem câte un cerculeț roșu la fiecare picior. După ce am terminat de lipit picioarele, le lipim de corpul berzei. După ce am lipit și picioarele de corpul berzei, vedeți ce barză mare și lungă avem aici. Așa, luăm sfoara, o notăm și o lipim în spatele capului berzei, după care o putem agăța ori în cameră, ori pe ușă, unde dorim noi. După ce am lipit și sfoara, barza noastră trebuie să arate așa. Dacă vă place această activitate, faceți și voi!